bine v-am găsit la interviurile de DC Medical. Sunt Val Vâlcu, discut cu doamna dr. Beatrice Angel, medic specialist radioterapie, brahiterapie. Despre brahiterapie ne propunem să discutăm azi la Centrul Oncologic Sanador. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Doamna doctor, e o tehnică relativ nouă, brahiterapia, nu suficient de cunoscută de publicul larg. E o tehnică prin care sunt tratate tumorile, cancerele, fără intervenția chirurgicală. Așa este. Putem spune că brahiterapia este puțin cunoscută, tocmai pe principiul că colegi de-ai mei trebuie să dobândească aptitudini și, să spunem, training-uri specializate și ultra-specializate în anumite site-uri, localizări unde brahiterapia poate fi efectuată și probabil pentru că noi, în general, ca și oncologi, ca formare, facem aceste tehnici și aceste tratamente într-un centru de expertiză unde volumul de cazuri este corespunzător, tocmai pentru a putea evalua eficiența tratamentelor și a putea corela tratamentele, rezultatele, efectele secundare și toată această monitorizare și a o raporta la alte centre de cancer. Și atunci, probabil, este mult mai puțin cunoscută, așa cum poate și stereotaxia, o altă tehnică, un alt tip de tratament oferit pacienților cu cancer, un tratament localizat. Deci să spunem că, probabil, marketingul este un pic în urma posibilităților acestei tehnici. Da, da. Dar, spuneți, este practic o iradiere țintită, care nu afectează tot organele înseamnă din jur, nu afectează organismul, ci doar omoară, să spunem, celulele canceroase. Exact. Brahiterapia este, să spunem, forma de iradiere internă prin, de fapt, abordul acestor tumori cu ajutorul unor intermediari de tipul ACE, aplicatori, să spunem, tuburi de plastic, tot felul de device-uri care ne pot ajuta să ajungem acolo unde ne dorim. Când spun localizări de tip ORL, poate e nevoie de ACE implantate într-un tumor de limbă, dacă e vorba de prostată, atunci o iradiere concretă cu ACE de plastic introduse în prostată și prostata putând fi astfel de iradiată. Pas cu pas. Deci, ce substanță, ce material? Sunt nenumărați radioizotopi pe care îi folosim. Da. În principiu și la îndemână este iridium Id-192. Acesta e un radioizotop folosit în brahiterapie. Sunt și alții radioizotopi folosiți, dar pentru tehnicile de tip HDR, adică High Dose Rate, noi folosim iridium 192. Să explicăm puțin ce înseamnă acest acronim. Da. De ce este mai eficientă această formulă, mai singură, da, mai convenabilă pentru pacient? HDR sau LDR sunt două tipuri de brahiterapie folosite. Nu cred că este greșit să spunem că una este inferioară alteia. Cel puțin nu s-au făcut studii pentru anumite cancere, una să fie superioară celelalte. Dar prin abordul și siguranța personalului medical, tipul de brahiterapie de tip HDR, adică High Dose Rate, este mult mai la îndemână, atât pentru angajator și tot ce înseamnă radioprotecția personalului, este mult mai ușor, pentru că sursa de iradiere este folosită printr-un mecanism controlat de către un calculator, iar iradierea se efectuează într-un mediu controlat, într-o anumită buncără, spunem noi, în condiții de radioprotecție și atunci intrăm, vedem pacientul, îl pregătim pentru iradiere, planul este gata de tratament, este iradiat pacientul și în acel buncăr, făcându-se această iradiere într-un mod controlat. Deci, să spunem, pentru pacient, dar și pentru personal, lucrurile se efectuează într-un mod controlat. Este mai
rapidă. Și este și rapidă. E vorba de câteva secunde, minute iradierea efectiv. Pe când LDR, low dose rate, înseamnă de fapt montarea, poate ați auzit acum ceva timp, se făceau implanturi cu semințe de iod 125, chiar în spitalul, cred că la Fundeni. Și acele surse erau montate, implantate și pacientul rămânea cu ele. Pentru aceasta e nevoie de un alt brevet. Să se izoleze de exact. Cei din jur. Este un timp de jumătățire pentru acele surse și trebuie să te ferești, să protejezi familia, să ai grijă și să respecti anumite recomandări. Ca să nu mai vorbesc despre personal care era direct implicat în manipularea acelor surse și asta putea să necesite mai multe norme. Bun, dar presupune acest buncăr o investiție, da. Este o nu este la îndemâna oricui, nu sunt nu se poate face într-o clinică, să spunem, de bloc. E nevoie de un centru specializat cu anumite reglementări oferite de către Comisia Națională de Activități Nucleare, CNCAN-ul, este implicat în mod direct în aceste permise, există personal trainuit pe diferite nivele, da? E foarte important. Și, cum spuneați, calculează doza în computer? Da. Este sigur? Un soft, este un soft. Riscul unor erori este... Minim. Chiar zero. Zero. Da. Încercăm să fie zero. Da. Deci, lucrurile se organizează Care sunt indicațiile? Să o luăm, să spunem, în sfera ginecologică. Da, pentru... Ce tipuri de patologii. Cancere, ce patologii sunt tratate cu această intervenție, practic, nechirurgicală? Poate fi și chirurgicală, dar să spunem, pornind de la cancere de tip endometriale sau uter, cancerul de uter, operat, nu necesită un abort chirurgical. Pacienta este operată, este vindecată, la 4-6 săptămâni îi se poate recomanda dacă sunt anumite criterii pe un buletin histopatologic și se poate spune, ok, avem nevoie să facem brahiterapie ca să prevenim riscul de a recidiva local prin brahiterapie doar, să spunem, da? Ei, asta înseamnă că pacienta îi se va recomanda brahiterapie într-un consult de radioterapie și pacienta va efectua 3 ședințe, să spunem, de brahiterapie. Care, deci, va veni de 3 ori la... Exact, într-o procedură de în ambulator, exact, va veni, se va face consultul, aplicația respectivă. Cât durează? Nu durează mai mult de 2 ore. De ce? Pentru că e vorba de un consult ginecologic cu medicul radioterapeut. Implantul în sine presupune introducerea unui tub de plastic la nivelul vaginului restant și efectuarea unui tomograf pentru a vedea exact structurile înconjurătoare. După ce avem această achiziție de imagini prin tomografie, facem planul de tratament prin acest soft pe care îl avem, medicul, asistentul de radioterapie și fizicianul medical cu pregătire în această tehnică. Și apoi când avem planul gata, respectând niște constrângeri europene, suntem în regulă, pacienta este tratată și ulterior noi personalul intrăm, mobilizăm pacienta și pacienta poate pleca acasă, nu este radioactivă. Este un tub de plastic care de fapt se mulează pe cavitatea vaginală, deci nu este... Rămâne pentru celelalte 2 ședințe sau este extras? Nu. Vine, pacienta se... pacienta nu e nevoie să se izoleze de familie, nu este radioactivă, nu mai are nimic de făcut. Să spunem, doar în momentul efectuării procedurii, timp în care este singură în buncăr, un timp controlat, de ordinul 3-5 minute, deci nu se întâmplă absolut nimic și nici radierea asta nu este dezorganizată, este strict la nivelul mucoasei vaginale, unde știm că acolo ar putea fi vorba de recidivă. Deci este nedureroasă, este eficientă, protejăm astfel și vezica și rectul, intestinele, iar toxicitatea este minimă, chiar deloc, aș spune, mai ales când e vorba doar de actul chirurgical și de brahiterapia aceasta în cavitatea vaginală. Aceste intervenții sunt decise, știu, la Centrul Oncologic Sanador, în tumor board. Deci participă atunci când se ia decizia de intervenție, după aceea pentru prevenirea recidivelor, exact, de o comisie. Da,
da, avem o comisie multidisciplinară prin care implicăm medicul ginecolog, medicul oncolog, medicul radiolog și medicul anatomopatolog, ca să știm concret care sunt caracterele care ne-ar cauza probleme și noi trebuie să recomandăm sau nu pacientei tratamentul de tip radioterapie. Dacă avem cancer de endometru prezent și pacienta din anumite considerente, să spunem că nu este operată, atunci tratamentul este unul mai invaziv, cum a spus, unul chirurgical, prin faptul că facem această procedură sub în condiții de asepsie, adică în condiții în care nu trebuie să avem germen sau alte probleme și avem procedura se efectuează ca într-o sală de intervenții și atunci încercăm să fie totul fără durere, avem un control anestezic, pacienta este văzută de medic anestezist, îi se face anestezie și atunci eu pot introduce în condiții de siguranță sub ghidaj ecografic ace, tuburi de plastic sau tot ce am eu nevoie încât să iradiez volumul acela tumoral. În ce cazuri de cancer? Endometrial inoperabil și cancerul, în cancer de vulvă, în cancer de vagin și în cancer de coluterin. În principiu, sfera asta ginecologică se poate face sub anestezie pentru că este absolut normal. Pacientele suferă pentru că au un volum tumoral ce poate cauza dureri și nici nu ar putea să fie nedeplasabil. Ar trebui să fie, să stea nemișcate pe o perioadă mult prea îndelungată, ceea ce n-ar putea niciun alt pacient să rămână în aceste condiții. Și atunci, pentru confortul pacientei și al medicului, bineînțeles, se apelează la anestezie. Și aici vorbim de un pic de mică chirurgie, să spunem, niște gesturi chirurgicale și un sondaj uretrovezical, deci poate fi montată o sondă urinară pentru că sunt 2-3 ore la mijloc. Bineînțeles, este vorba de rahianestezie, iarăși... Deci nu doarme, nu este... Poate fi și adormită ușor, dar nu neapărat. Ne dorim pacienta să fie conștientă pentru că avem nevoie de informații ce țin de starea dânsei, de confort, de faptul că ne dorim să nu adormă, să tresară și să ne miște ceva. Deci e cumva o bună... Ne cunoaștem foarte mult, să spun așa, de-a lungul iradierii externe când ne pregătim pentru acest tip de tratament de tip suplimentare de doză numită brahiterapie. Până la sfârșitul acelor 5 săptămâni de iradiere externă, pacientele sunt destul de, să spunem, instruite, da, și cam știu la ce se vor aștepta și știu să colaboreze cu noi. Și brahiterapia tot 2-3 minute durează. Exact. Implantul în sine durează mai mult, dar iradierea exact la același nivel, vorba de ordinul minutelor. Și repetă câte ședințe? Pentru ce vorbeam puțin mai devreme despre cancerele inoperabile, undeva între 5 și 7 minute și se repetă ședința undeva la 24-48 de ore. Preferăm 48 de ore minim pentru că e vorba de anestezii generale sau spinale și e nevoie de recuperare. Tot așa, după care poate pleca acasă, nu trebuie izolată de cei din jur. Da, exact. Pacientele nu sunt radioactive. Acest avantaj este foarte este important. Menținut. Da. În cazul cancerului de prostată, se tem de intervenția chirurgicală și poate nici nu are... Nu e indicat. Elimină tot. Da. Elimină toate riscurile. Cum se practică? Se introduc ace? Dacă avem un cancer de prostată local avansat, s-a dovedit că dacă pacientul efectuează iradiere externă timp de 4 săptămâni, poate beneficia de o ședință de brahiterapie la nivelul fix al prostatei și al veziculor seminare, depinde de invazia tumorală, și pacienții trăiesc mult mai mult prin creșterea controlului local. Aceasta se efectuează la fel ca și la tratamentul în care pacientul spune ok, nu vreau intervenția chirurgicală, dacă are un cancer foarte incipient, să-i spunem, și spune ok, îmi doresc, nu vreau intervenție chirurgicală, prostatectomie, dar vreau brahiterapie. Implantul este la fel, doar că noi avem de respectat alte constrângeri. La tratamentul monoterapie acesta al pacientului cu cancer de prostată local incipient, avem de efectuat două ședințe, până acum aceste dovezi le avem cu tipul de brahiterapie HDR, deci două intervenții care seamănă, dar și avem de respectat niște constrângeri pentru rect, vezică și intestine, dar cât și pentru acoperirea prostatei.
Dacă vorbim de bust, avem de luat în considerare la prostată ce a făcut la iradierea externă, să știm să nu avem probleme cu, la fel, cu organele înconjurătoare. Ședința durează un pic mai mult, pentru că este de o anvergură mai mare, prostata are un volum de la o prostată mică, de, nu știu, forma unei nuci, să spunem, la un măr sau o portocală, avem nevoie de a implanta mai multe ace, cât să acoperim cu uniform, să spunem, volumul prostatei. E, dacă avem nevoie între 10 și 20, 30 de ace, depinde de fiecare volum prostatic, pentru care trebuie să efectuăm niște analize și niște ecografii sau detalii imagistice ce le putem obține prin RMN sau ecografie. Și atunci implantul se face având aceste informații și introducem acele tuburi de plastic și folosim CT-ul în principiu și ecografia. Nu sunt ace, dacă sunt... Tuburi de plastic sunt ace, de fapt. Dar lumea e destul de speriată să audă cuvântul a. Sunt niște tuburi de plastic cu un vârf ascuțit. Toate sunt cam la fel, în principiu. Da, pot fi și tuburi de oțel, da? Pentru că, în principiu, la cele de plastic e mult mai ușor de mobilizat pacientul dacă trebuie să-l muță din sala de intervenții la tomograf și ai mai mici complicații ce țin de, să spunem, înțeparea unui colon sigmoid sau mutarea pacientului. Da. Întotdeauna este implicată, deci anestezie. Nu pacientul doare, să spunem, nu simte... E o procedură confortabilă durere pentru pacientul secolului 21. Da. Și trebuie să revină? Pentru monitorizare. Da, vă referiți la urmărirea terapeutică. Da, e foarte important ca pacientul să păstreze legătura cu echipa oncologică, medicul urolog implicat în decizia terapeutică, medicul oncolog și medicul radioterapeut. Care ar fi... Care sunt rezultatele tratamentului? Continuă și, să zicem, tratamentul medicamentos, hormonal în cazul cancerului de prostată? Ați atins un punct foarte important. Hormonoterapia și brahiterapia. Marea majoritate a pacienților care au cancer de prostată vor să facă un tratament eficient și să se traducă prin lipsa administrării preparatelor hormonale, acelei blocade androgenice. De ce? Pentru că, în principiu, cancerul de prostată depistat în a doua etapă a vieții 50+, găsim bărbatul activ, cu funcție sexuală potrivită, cu complicații referitoare la intestine și vezică minime și atunci ne dorim ca pacientul să trăiască mult, bine și fără administrarea acestor, până la urmă, sunt tratamente sistemice. Hormonoterapia este un tratament sistemic și este foarte important să administrăm tratamente locale care, de fapt, deprivează pacientul de aceste substanțe nedorite. Pentru efecte că ele au efecte nedorite, secundare. Da, au efecte neplăcute, sunt eficiente atunci când este cazul, dar dacă putem să traducem lucrul acesta prin actul medical ce ține de fie prostatectomie, fie brahiterapie, fie iradiere externă, ne dorim să fie cât mai puțin supus corpul hormonilor. Dar câteodată folosim hormonoterapia pentru a micșora, să spunem, glandul prostatic. Avem nevoie de o injecție de hormonoterapie și câteva, să spunem, pastile antiandrogenice pentru a reduce toxicitatea efectelor imediate, pentru a micșora puțin glandul prostatic și a efectua un implant. Pentru că, așa cum discutam, una este să efectuezi un implant sub 20-30 de cc al unui volum prostatic și... În centimetri cub. Centimetri cub și alta este de 100 de centimetri cubi, pentru care și toxicitatea ar putea fi mult mai redusă. Deci este foarte important să știm când refolosim hormonoterapia sau nu. În cancerele incipiente nu ne dorim administrarea lor pentru că nu este cazul și tratamentul local este mai mult decât eficient. Avem dovezi nu numai pe partea actului chirurgical, dar și a iradierii externe și a brahiterapiei. În ceea ce privește cancerul cu risc intermediar nefavorabil,
este destul de important administrarea lor, pentru că s-a dovedit că în combinație cu hormonoterapia rezultatele sunt mult mai bune din punct de vedere al creșterului controlului local și aceste date se traduc, din păcate, dar și din fericire, să spunem, a creșterii riscului scăzut de metastaze de-a lungul timpului. Deci, de fapt, reduce evenimentul scheletal mult mai târziu. Adică metastazele apar mai târziu. Osoase. Da, exact. Care ar fi cam primele, să spunem, dacă nu sunt determinări limfatice, metastaze limfatice, ganglionare, următoarea etapă ar fi determinările secundare osoase. Se poate vindeca neoplasmul de prostată, dar cu costuri. Da. Are și pierderi. Dar e important că e curabil, e tratabil sau e menținut pacientul în viață fără probleme peste 5-10 ani. Da. Sunt țări care... Rudolf Giuliani, primarul New Yorkului în momentul atacului de la World Trade Center, a mai apărut și acum în politică, a renunțat, nu a candidat pentru al doilea mandat pentru că avusese cancer de prostată și iată, au trecut 20 de ani, 20, bun, cred că 94 erau alegeri, în fine, deci se apropie de două decenii de când a depășit această încercare. În omograme care sunt aplicate în statele în care, să spunem, asigurarea medicală nu ți-ar deconta tratamentul activ anticancer și atunci pacientul care are supraviețuire de 10 ani și se încadrează la faptul că ar trăi prin tratament activ anticancer mult și bine, atunci s-ar putea recomanda un tratament activ, fie el prostatectomie, fie el radioterapie externă, internă, nu contează, dar altfel, dacă pacientul vine cu o salbă de comorbidități, de tip hipertensiune, diabet, nenumărate și multe alte probleme, aceste nomograme dau niște probleme, să spunem, recomandărilor, în sensul că pacientul ar avea, să spunem, șanse mai mari să moară de comorbidități decât de beneficiul tratamentului activ. Să spunem că încă nu suntem atât de strânși cu ușa încât să cântărim asemenea decizii în România, dar nu cred că suntem departe. Și atunci avem de ales și avem de discutat cu pacientul opțiunile pe care le are și în principiu că tratamentul este absolut oferit pacienților care au șanse de supraviețuire foarte bune. Fiecare caz e unic și dacă pacientul luptă pentru propria vindecare, pentru viața lui, nu putem să refuzăm. Sunt cazuri spectaculoase în care pacienții înving în ciuda statisticii, în ciuda acestor sunt pacienți de 50 de ani, de risc. Da, care au venit cu determinări secundare în orice organ și în orice os și după chimioterapie, de exemplu, vin fără nicio problemă, fără nicio determinare, nicăieri pe tomograful de evaluare. Și atunci întrebarea este să nu te-a pus să tratezi tumora primară? Păi e de luat în considerare și revizuit cazul și de multe ori suntem în situația în care constrânși cumva de rezultatele favorabile să oferim un tratament activ chiar pacienților care nu ne-am fi gândit. Nu pare avea șansă. Da, exact. Medicina personalizată, exact. Există un cancer greu tratat chirurgical. Multă vreme în România, dacă era unul sau doi, erau unul sau doi specialiști care interveneau în cancerele de esofag. Beneficiază de iradiere locală? Da. Sunt foarte puține centre care fac brahiterapie esofagiană. Brahiterapia esofagiană, aș vrea să specific că nu este tratament de primă categorie, decât dacă pacientul este, să spunem, inoperabil, nu se poate deplasa la tratament, statusul de performanță al pacientului este scăzut.
dar ca și suplimentare de doză pentru că a răspuns tumora aproape complet, abordul local primează și este destul de ușor de efectuat. Pacientul merge în serviciu de gastroenterologie cu medicul radioterapeut curant, îi se montează o sondă nazogastrică și un tub care ajunge exact în vecinătatea tumorii. Aceasta este foarte bine plasat, securizat, se face o tomografie, se face iarăși un plan de tratament rezolvat prin acel soft, după care pacientul este tratat. Se scoate sonda nazogastrică și pacientul poate pleca acasă. Este un tratament destul deci de ușor. De anestezie. Nu, pentru că poate o anestezie locală la montarea sondei nazogastrice, dar altceva nu. Deci de ajutorul gastroenterologului, pentru că e foarte important vizualizarea și... La fel se face tomografie sau... Da, se face și tomografie. Înainte? Da, exact. Înainte, de obicei, avem informații care deja ne aduc un aport important ca să știm locația și ce abordul pe care îl vom avea. Dar de multe ori folosim în situații mult mai delicate brahiterapia esofagiană și anume reiradierea atunci când pacienții mi s-au oferit anumite tratamente și au făcut poate chiar un curs de radiochimioterapie în trecut, au avut o intervenție chirurgicală și să spunem, nu știu, 5, 10, 20 de ani, tumora a revenit și nu se mai poate, să spunem, face nimic din punct de vedere al unor constrângeri ce țin de măduva spinării, care e un organ foarte sensibil. Și brahiterapia rămâne unul din tratamentele oferite. Deci reiradiere, poate suplimentar de doză prin iradierea internă și, bineînțeles, ocazional pacienți care pur și simplu refuză venitul la tratament. Și atunci brahiterapia, făcându-se în 2, 3, 5 ședințe, își doresc doar să efectueze aceste ședințe și să-și vadă de tratamentul, fie sistemic, fie fără tratament. Nu am vorbit de rezultate în cazul intervențiilor ginecologice. E la fel ca în cazul bărbaților al cancerului de prostată, care este ținut sub control, vindecat chiar sau riscurile, evoluția nu e întotdeauna favorabilă. Cancerul de col uterin este unul din subiectele destul de presante, atât pentru sănătatea publică și pentru societatea de astăzi, în care se oferă atât de multe informații referitoare la factorul virusului HPV asupra pacientei. Societățile care nu se vaccinează. Exact. Dacă ne gândim în Australia, în Danemarca, au trecut și la vaccinarea băieților. Exact, a fost unul din lucrurile cele mai bune. Pentru că ei sunt unul din model, ei reprezintă un model pentru societățile, pentru toate societățile. Așa, au implementat lucrul acesta de la, cred că este o poveste în spatele vaccinării. Soția, cred că președintelui, a inițiat lucrul acesta în Australia. A guvernatorului sau a premierului. Cred că este oricum o poveste destul de importantă și cred că asta a avut un impact foarte important pentru că, într-adevăr, eradicarea virusului... Dovezile științifice au determinat țările europene, Danemarca, Olanda, țările nordice, a început vaccinarea pe scară largă în Franța, țările civilizate. Să le spunem, care țin la viața cetățenilor și cetățenii au încredere în știință și doresc o viață bună fără riscuri pentru ei și copiii lor. Care ar fi rezultatele, care sunt așteptările în cazul intervențiilor pentru cancere ginecologice? Ultimile studii, mă refer în ultimii 5 ani, avem niște informații prețioase și acestea că stadii foarte avansate, pentru că au fost state implicate în aceste studii care au avut cancere cu determinări foarte largi, tumori foarte mari care erau foarte avansate, au sublinia faptul că un act medical făcut corespunzător în centre cu volum mare de pacienți, cu radiochimio și brahiterapie,
au supraviețuiri de până la 92% la stadiu, de exemplu, de FIGO 4A. FIGO 4A este un stadiu în care tumora invadează vezica sau rectul. Acest lucru este nemaipomenit. Să ai o supraviețuire la 3 ani de 92% înseamnă că toți pacienții tăi trăiesc 3 ani aproape. Adică este un lucru important pentru că înainte poate supraviețuirea undeva la 55-60%. Dovadă că un act medical făcut corespunzător, folosind informațiile recente, pe cum RMN-ul, PCT-ul, CT-ul de stadializare și toate celelalte informații clinice, te ajută să plănuiești un plan de tratament personalizat și cât mai agresiv. Fiecare zi, fiecare lună câștigată, îți oferă șansa, poate apare o terapie nouă. Exact. E o cascadă de invenții, de descoperiri, de atât molecule terapeutice, anticorpi, monoclonal și imunoterapie, tehnici moderne care cresc șansele de supraviețuire, prelungesc durata de viață. În cazul brahiterapiei, să spunem, nu sunt contraindicații legate de comorbidități, pentru că nu este o intervenție, nu contează că au și alte... Riscul anesteziei, dacă ar fi un pacient cu foarte multe probleme, să spunem, necontrolate, că de cele mai multe ori pacientele mai pot avea o hipertensiune, un diabet, poate necontrolat, dar... Și anestezia... Anestezia, în principiu, dă sfaturile potrivite. Medicul anestezist oferă informațiile necesare pentru reevaluare și, în general, luăm decizii potrivite și adaptăm tratamentul. Dar rare ori am întâlnit o pacientă căreia să nu pot să efectuez procedura decât dacă au fost condiții acute care ne-am hotărât împreună și am spus nu efectuăm procedura. Dar rezultatele sunt favorabile și în ceea ce privește rezultate la undeva la peste 50% din paciente sunt foarte bune. În cazul celor pacienților care au urmat terapii în alte spitale, intervenții chirurgicale, radioterapie, pot veni pentru brahiterapie la sanator sau... Da, colaborez. Doar cei care au... Colaborez cu nenumărați colegi. Intrat, în tratamentul oncologic, în tratamentul oncologic la noi în centru, da. În principiu, nu e foarte greu să spunem să tratezi jumătate de tratament, să l-ai efectuat într-un centru și apoi să vii la brahiterapie, dar am cumva colaborarea cu ceilalți colegi a fost mult mai ușoară odată cu primul pacient. În principiu ne-am contactat și ne-am oferit informații ce țin de bunul mersul a pacientului care va fi tratat la noi în centru și atunci lucrurile s-au rezolvat. Pacientul este urmărit în centrul în centru în care este recomandat și da, centre private și centre de stat efectuează proceduri la Centrul Oncologic Sanador. Este foarte important să existe colaborarea aceasta pentru că este suboptimal să spui unui pacient că va fi vindecat. Nu este corect și nu e etic să nu-i precizezi pacientului că o terapie este superioară și va beneficia de ea și toate aceste lucruri se vor traduce în mai multe zile, mulți ani și fără alte complicații. Asta ar presupune o ascundere de informații și nu am avut asemenea probleme. În general, pacienților i s-a spus de această tehnică interstițială și colegii au colaborat și au recomandat aceste tratamente. Din păcate, sunt costuri ce vin cu acest tratament și sper că, pentru că știu... Substanța iridiu pentru iradiere este mai vorba mai... Cred că este mult mai mult de consumabile și personalul implicat. Pentru că este o echipă undeva la 10 persoane implicat în ședința de brahiterapie. Sunt consumabile ce țin de număr de utilizări și, bineînțeles, ca să nu mai vorbim de servisuri pentru aparatul de substanțele, de brahiterapie. Toate exact. Tehnicile presupun iridiu, adiectiv, toate... Exact. Activitatea aceasta se înjumătățește și se pierde. Deci ar trebui... fructificată, să spunem, pentru că vine cu anumită activitate sursa de iridiu și ar putea fi folosită în condiții de siguranță pentru mulți pacienți.
Dar, în principiu, adresabilitatea este corespunzătoare și lucrăm la binele tuturor pacienților, atât din centrul oncologic Sanador, cât și din extern. Vă mulțumesc, mulțumesc telespectatorilor. Mulțumesc. La revedere. La revedere.